cântat să fie Domnul. Și haideți împreună din toată inima, toată biserica, să aducem slavă lui Dumnezeu. Căci ne-ai slăvit să fie Domnul. Amin. Frumoase cântări s-au cântat. Și am simțit atâta bucurie, spunea și fratele Iosif, parcă se simte bucurie în biserică. Parcă e altfel. E Duhul Sfânt prezent, slăviți pe Dumnezeu. Ne-am bucurat de fiecare cântare. Și cuvintele pe care frații le-au cântat, surorile le-au cântat, ne-au ajuns la inimă. Pentru că le credem cu adevărat. Le credem cu adevărat, nu doar le cântăm. Le credem cu adevărat. Frații mei, așa cum mă uit eu la dumneavoastră în seara aceasta, la toți. Așa se uită și Dumnezeu la noi. Așa cum vă privesc eu, poate pe cei chiar de după colț nu poate vedea, dar Dumnezeu îi vede. Chiar și pe cei care sunt afară. Dumnezeu îi vede. Și o să vă repet niște lucruri și niște adevăruri care cu siguranță le-ați auzit. Dar este nevoie să ne reîncărcăm, frate și surori. Este nevoie să luăm din nou crucea pe care o avem pe pământul acesta, să mergem în ea. Și unul dintre adevărurile lui Dumnezeu este că fiecare care sunteți prezent aici în casa lui Dumnezeu, sunteți important. Aveți valoare. Poate vecinii dumneavoastră sau cineva dintre neamurile dumneavoastră nu dau doi bani pe dumneavoastră. Dar Dumnezeu dă. Dumnezeu îți spune ție și îți spune mie că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Și de ce spun lucrurile acestea? Să știți că nu le spun ca să primesc like-uri, că nu suntem pe internet. Le spun pentru că este un adevăr. Vedeți, venim de atâtea ori la biserică împovărați cu tot felul de lucruri. Și nu doar că le avem acasă, le aducem cu noi la biserică. Și aici, în casa lui Dumnezeu, cum a fost și în seara aceasta, s-au cântat așa de cântări minunate, frați și surori. Parcă eram în cer. Așa ar fi trebuit să ne simțim. Dar lucrurile astea care le purtăm în inimă ne împiedică să ne bucurăm. Ne împiedică să vedem de Dumnezeu, așa cum cântau frații, ne împiedică să vedem cerul. Ne împiedică. Și asta este din cauza noastră. Crezi că ai valoare în ochii lui Dumnezeu? Crede, frate și soră și drag tânăr, că ce ai valoare chiar dacă mulți se desconsideră și te fac în tot felul. Dumnezeu pune preț. Dumnezeu pune preț pe sufletul pe care îl ai, pentru că Dumnezeu te-a creat și Dumnezeu m-a creat. Și pune preț pe tine și pune preț pe mine, pentru că El vrea să facă ceva cu noi. Și o să auzim ce. Ne ridicăm. De multe ori și stăm acolo la intrare. Sau dăm mâna unul cu celălalt și spunem pacea Domnului. Chiar poate ne îmbrățișăm. Și ne sărutăm. Noi ar trebui să fim copii ai adevărului. Știți câte păcate am făcut în biserică în felul acesta? Câte minciuni am făcut în locul acesta pentru că nu era adevărat ceea ce am spus. Am întins mâna și am spus pace, dar n-aveam. Ce să-ți dau?
m-am ridicat în picioare și te-am îmbrățișat și ți-am spus, mă bucur să te văd, dar nu era adevărat. Și ai păcătuit. Ai întins mâna și ai spus fratelui tău, mă bucur că ești în casa Domnului, dar în inima ta și în gândul tău spuneai, de ce nu plecam mai repede să te opulesc? Vedeți, toate lucrurile astea, Dumnezeu le știe. Noi, oamenii, nu le știm. Pentru că suntem limitați. Dar Dumnezeu le știe. De aceea am citit versetul acesta din versetul 19. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezgăduită având pe cei de aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt tari. Ați mărturisit fiecare dintre dumneavoastră că aveți valoare mentală. Dar vreau să proclam un alt adevăr pe care Biblia îl proclamă și l-am auzit și în seara aceasta. Dumnezeu cunoaște pe aceia care sunt al lui. Eu n-am de unde să știu. Eu n-am de unde să știu cine este neprihănit, așa cum am auzit și de dimineață. Cine trăiește neprihănit. Cine zi de zi umblă cu Dumnezeu. N-am de unde să știu. Dar Dumnezeu știe. Noi venim aici la biserică și cântăm și ne rugăm frumos și închidem ochii când cântăm să ne vadă oamenii din jur. Dar dacă nu e adevărat, dacă trăim ceva să impresionăm pe cei din jurul nostru și nu este adevărul, adevărul lui Dumnezeu în seara aceasta este acesta. Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt al Lui. Și pe aceea Dumnezeu binecuvintează. Credeți că Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, este aici? Amin. El ne cunoaște pe fiecare. Păi haide să stăm deschiși înaintea Lui. Să nu ne mai ascundem. Că noi pierdem. Noi, oamenii, pierdem. Dacă dăm cu piciorul la prezența Duhului Sfânt care este aici cu noi, dăm cu piciorul la mântuire, dăm cu piciorul la cer, dăm cu piciorul la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu are un plan cu noi. Și o să vedem mai încolo. Dumnezeu ne-a ales să facă ceva cu noi. Poate sunt între noi oameni care i-au pus întrebarea aceasta lui Dumnezeu de zeci de ani. Și l-au întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? M-ai mântuit. Mi-ai dăruit viața veșnică. Dar ce să fac? Care-i planul tău cu mine? Ce vrei să fac în biserica ta? Că uite, au trecut ani de zile și n-am înțeles. Nu știu ce să fac. Când și eu cu ceilalți? Mă rog și eu cu ei împreună, că și se roagă. Dar eu specific, Doamne, ce să fac? În mod clar vorbește. Aș vrea să vorbesc în mod clar în această seară fiecare dintre dumneavoastră și mie împreună. Care este planul lui Dumnezeu pentru noi? Căci Dumnezeu are plan. Dumnezeu nu ne-a mântuit și după aia a zis, nu stați acolo, vedeți-vă voi de treabă. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu vrea să facă lucrări mărețe. Dar depinde și de noi. Dumnezeu nu ne obligă. Dumnezeu ne descoperă planul Său, dar Dumnezeu nu ne obligă. Frații mei, aș citit poate de atâtea ori versetele acestea. Poate ați trecut cu vederea peste ele. Și nu le-ați înțeles. Și poate nu le-am înțeles. Ne-a chemat Dumnezeu să fim vase de cinste. De ce? De ce ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim vase de cinste? Să știți că nu doar pe frații din comitet, nu doar pe frații care predică, pe toți Dumnezeu ne-a chemat să fim vase de cinste. De ce? De ce ne-a chemat Dumnezeu la lucrul acesta? Că Dumnezeu are plan cu noi.
Și Dumnezeu când te rogi și stai pe bancă și te rogi și spui, Doamne, toarnă din Duhul Sfânt. Dumnezeu nu toarnă într-un vas murdar. Nu toarnă. Că n-are cum. Te rogi de ani de zile și spui, Doamne, dă și mie darurile Duhului Sfânt, dar cum să ți le dau? Cum să ți le dau dacă ești murdar și trăiești în fără de lege? Cum? Eu aș vrea. Asta este planul pe care l-am cu viața ta. Dar nu pot. În vasul acesta pe care m-am atins de el și mi-am dăruit mântuirea și s-a dăruit viața veșnică, nu pot să torn din Duhul meu cel Sfânt și din darurile acestea peste un vas murdar. Pentru că trebuie să stai și trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu să mă curățesc de orice murdărie, de orice lucru care îl întinează, ne întinează și îl supără pe Dumnezeu. Vin la biserică. Și cum a fost de dimineață, nu vreau să-i fac reclamă fratele Petru, dar vreau să-i fac reclamă lui Dumnezeu. Vin la biserică și ascult cuvântul lui Dumnezeu. Nu te-a mișcat nimic. Că s-a adus înaintea bisericii viața acestor oameni neprihăniți. Nu ți-ai pus întrebarea, Doamne, dar eu cum sunt? Care este starea mea înaintea ta? Cum sunt eu? Sunt eu neprihănit? Poți să scrii, Doamne, despre mine ceva, ca și cum ai scris despre Noe, ca și cum ai scris despre Daniel, despre Iov? Poți să scrii ceva despre mine sau nimic? Sau, Doamne, spui în dreptul meu, încă nu-i cap. Încă mai e de lucru. De atâtea ori Dumnezeu ne-a promis în biserică lucrări în mereți. Și ne-a promis Dumnezeu că va face o scăldătoare. Asta este planul lui Dumnezeu. Dar știți că și noi avem partea noastră ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Să ne apropiem de El. Să ne curățim. Ca Dumnezeu să toarne. Dumnezeu nu toarnă niciodată, frații mei și surorile mele. Într-un vas murdar. Niciodată. Oricât am stat pe genunchi, dacă am merge din genunchi, de aici până acasă, Dumnezeu nu toarnă. Nu toarnă într-un vas murdar. De aceea, Dumnezeu în seara aceasta ne vorbește mie, în primul rând, și dumneavoastră. Trebuie să ne curățim în toate domeniile vieții. Pentru că cel rău a intrat și a influențat foarte mult, foarte mult. Și în familiile noastre, și în educația copiilor noștri, peste tot, este influență negativă. De ce Biblia spune aici, într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ? Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. De ce? V-ați gândit? De ce Dumnezeu a lăsat în pasajul acesta aceste feluri de vase? Vase de aur, vase de argint, vase de lemn, vase de lut sau de pământ. De ce? Haideți să vă dau un exemplu. Atunci când vasul de aur aude cuvântul lui Dumnezeu și descoperă prin Duhul Sfânt că mai are ceva de schimbat, mai are ceva de curățit, vasul ăla se curățește. E vas de aur. Vasul acela vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mi-ai vorbit în această seară și mi-ai descoperit că încă mai este mizerie în viața mea, zgură. Și ca să fiu aur curat, te rog să mă mai curățești. Ajută-mă să mă mai curățesc. Așa face vasul de aur și vasul de argint. Ce face vasul de lemn? Care Biblia spune că
vasul de lemn și vasul de pământ sunt vase de întrebuințare de pentru o cală. Ce face vasul de lemn? S-a uitat acolo la afiș, vasul de lemn, și a văzut cine e de servici în seara aceasta. Și a zis, a, păi nu vin. Nu vin, că fratele Emilian la voi și nu vin. Chiar nu-mi place de el. Și vasul de lemn, dintr-o dată, îi spui ceva din Biblie și ia foc. Ia foc, dintr-o dată așa. Și nu mai poți să-l stingi. Măi, frate, stai un pic. Mă, dar de ce mi-ai zis? Cu ce drept? Și tot fel. Așa-s vasele de lemn. Vasele de pământ. Atunci când Dumnezeu se descoperă prin cuvântul Său sau printr-o vreo lucrare, știi ce face vasul de lemn, de pământ? Se întărește. Se face mai tare. Și atunci când predicatorul sau cântărețul sau cel care recită poezii spune în continuare din partea lui Dumnezeu ceea ce are, el se întărește și mai mult. Și nimic nu poate să schimbe viața. Diferența între vase este că vasele de cinste, vasele de aur și vasele de argint se curățesc întotdeauna până la venirea Domnului. Niciodată nu spun, nu-i prea târziu. Niciodată nu spun, de ajuns. Niciodată nu spun, sunt perfect. Nu există. Vasele de cinste întotdeauna se cercetează zi de zi. Doamne, pașii mei sunt pe calea Ta sau nu sunt? Eu am venit la biserică, dar mai sunt pe cale. Nu, Doamne, nu mă mai mustri cu nimic, înseamnă că sunt bine? Nu. Poate n-asculți. Poate n-asculți de șoaptă Duhului Sfânt. Poate n-asculți de conștiința pe care o. Frații mei, sunt atâția oameni care se mint singuri. A făcut Domnul posibil să ca în această, nu în această săptămână, în această lună care a trecut, Dumnezeu așa a făcut el posibil ca să termine experiențele acestea, ca să înțeleg mai bine unele lucruri din viața aceasta. Și într-o zi de la firmă mi-a spus că o să trebuiască să învăț pe cineva o nouă rută și atunci a trebuit să-i arăt cum merge camionul și toate lucrurile care trebuie făcute. De obicei, când de la un client la altul, nu pierd ocazia să mărturisesc pe Dumnezeu, chiar dacă nu cunosc, nu am văzut niciodată pe omul acela. Și băiatul acesta era din Africa, dar stabilit aici de mulți ani de zile. Am început să mergem și eu, principiul meu, și mă gândesc în mintea mea, zic, măi, eu ce și zic acum, din camion, nu cred că sare din mers. Eu îi zic. Și am început să vorbesc cu el despre Dumnezeu și a zis, măi, dar slavă Domnului, și eu sunt creștin. Păi zic, slavă Domnului, uite cum ne-a pus Dumnezeu împreună. Zic, slavă Domnului, uite așa, cântăm o cântare, mai facem o rugăciune și mergem și la muncă. Am ajuns la al doilea client și băiatul acesta spune, îmi dai voie să mă duc să fumez o țigară. Eu am rămas fără cuvinte. Păi zic, cum adică? Îi zic, e o glumă sau... Zic, nu, pot să mă duc să fumez o țigară. Păi zic, ai zis că ești creștin. Și ce, după câte mi-ai povestit, ești și la ușă acolo și întâmpi oameni și bine ați venit și așa. Păi ce, da, dar la noi se poate. Mai încolo, cineva ne-a tăiat calea, în fine, cum știi și dumneavoastră că se întâmplă când e trafic. Și atunci s-a supărat băiatul ăsta, a început să vorbească urât și ca și... Eu am zis, mă, dar eu am crezut că ești creștin, nu? Și știu vorbele. Păi zice, da, dar ești, stăm în Canada aici, nu trebuie să vorbim și noi ca ei. Mă, zic, nu scrie așa în Biblie. Scrie așa, și
Pe mine experiența asta mă buzez, măi, sunt atâția oameni care se mint singuri. Se mint singuri, sunt înșelați de diavolul. Și ei cred că vor ajunge la rai, dar nu vor ajunge. Și apoi a doua persoană, tot așa, m-am anunțat pentru un e-mail că va veni directorul cu mine. I-am zis, directorul firmei, ok. Mă gândeam eu, na, aici să vadă ruta. A venit și directorul, i-a zis, mai nici cu el nu pierd ocazia. Am început oricum, era ruta asta pe care mi-a dat-o eu arăt, era destul de mare, deci până la primul client era cam o oră, deci aveam timp. Și domnul acesta spune, deci vreau să văd și eu cum este o zi din viața unui șofer. Și am mers cu dânsul, am început să lucrăm și așa, și am început să vorbesc cu Dumnezeu și el spune, acum înțeleg, spune el, de ce Dumnezeu m-a călăuzit aici. Și am zis, cum? Zice, eu cu soția mea avem doar un copil și suntem credincioși de tine. Nu suntem pentecostali, suntem fără nume. Dar ne străduim să primim ceea ce scrie în Scriptură. Dar zice, m-am rugat cu soția mea, pentru că acolo unde am lucrat, firma m-a dat afară, s-a închis. Și mă rugam cu soția mea și am zis, Doamne, dă-mi un loc de muncă. Am nevoie de un loc de muncă să lucrez. A zis el, după 5 minute a sunat telefonul de la firmă, de la voi. Și a spus, este un post de director, nu vreți să luați. Și el acum, el spunea, acum înțeleg de ce Dumnezeu m-a călăuzit să fiu în firmă aceasta. Vedeți, experiențe și experiențe pe care le avem cu Dumnezeu. Dar suntem noi conștienți că Dumnezeu e pretutindeni. Dumnezeu este și cu tine acolo noaptea când deschizi calculatorul. Își întoarce fața, dar te vede ce face. Frații mei, planul lui Dumnezeu pentru noi este atât de măreț. Toarnă Duhul Său cel Sfânt în vasele acestea de cinste și Dumnezeu va lucra minunat cu noi. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră, cât mai este timp, câteva piedici. Câteva piedici. Vedeți, noi pe cale mergem, la un moment dat ne blocăm. Și venim la biserică și nu mai simțim bucurie, nu mai simțim lucrarea Duhului Sfânt, nu mai simțim nimic. Și încercăm să ne cercetăm. Și dacă cercetare nu. N-ați simțit de multe ori venind la biserică sau punându-vă acasă pe genunchi că nu venea rugăciunea, nu știa ce să ziceți. Era greu, era o luptă. Primul dintre ele sunt foarte multe. Sunt foarte multe și nu exagerez. Aș vrea să aduc doar trei în această seară, dacă timpul îmi permite. Trei dintre lucrurile care ne împiedică să ajungem să fim voastre înciți. Primul dintre ele este nemulțumire. Și vreau să repet, primul dintre ele este nemulțumire. Ești aici la biserică și noi te vedem. Eu văd pe frații mei și pe surorile mele, noi ne vedem unul pe ceilalți. Dar Dumnezeu se uită la inima noastră. Și Dumnezeu știe ce e acolo. Și atunci tu stai pe bancă și asculți cuvântul lui Dumnezeu, asculți cântările, dar ai o inimă plină de nemulțumire. Și nimic nu mai intră acolo. Pentru că ea este deja plină. O inimă nemulțumită. Și vreau să vă dau câteva exemple. Doamne, de ce mi-ai dat buzele astea? De ce mi-ai dat nasul ăsta? De ce mi-ai dat culoarea asta de păr? Că nu-mi place. De ce m-ai făcut bărbat sau nu femeie? Și invers. Am auzit tot felul de motive. Tot felul de motive am auzit. Erau oameni
care erau nemulțumiți în Biserica lui Dumnezeu pentru că au ajuns să-și piardă părul și era ok acum. Ei erau nemulțumiți. Dumnezeu nu putea să le vorbească mai departe, să dea o nemulțumire lor. Și erau în război cu Dumnezeu tot timpul și nimic nu se întâmpla și treceau ani. Treceau ani și el rămânea la stadul lor. Este o piedică, frații mei. Dacă citiți în Cuvântul lui Dumnezeu, nu avem timp să luăm exemplele care le-am pregătit. Uitați-vă că au fost oameni care au avut metehne în trupurile lor. Dar Dumnezeu s-a folosit de ei. Haideți să luăm de exemplu pe Moise. Biblia spune că Moise era un om bâlbâit. Dar Dumnezeu putea să vindece pe Moise. Dar de ce nu l-a vindecat? De ce nu l-a vindecat pe Moise? Că Dumnezeu a ales să-l folosească așa? Înțelegeți? Și ce dacă se încheie? Asta nu înseamnă, asta înseamnă că nu pot să predic sau ce? Nu. Noi ne uităm la înfățișarea noastră și suntem influențați de lume, pentru că lumea se uită la trupurile noastre să fie, să arate bine, să fim frumoși pe din afară, dar Dumnezeu, pe Dumnezeu ne interesează să fim frumoși înăuntru. Înăuntru. Și atunci când vin la biserică și când vin la biserică, Dumnezeu se uită la inima ta și la inima mea și spune: nu poți să-ți vorbesc ca inima deja plină de nemulțumire. Când te trezești? Frații mei, sunt lucruri pe care cel rău le pune pe calea aceasta, pe care trebuie să umblăm, ca să ne împiedice să ajungem la țintă. Să ne împiedice să ajungem la țintă. Repet, Dumnezeu avea puterea și Dumnezeu este puternic în toate privințele să-L vindece pe Moise, dar nu l-a vindecat. Pentru că Dumnezeu a zis, te folosesc așa. Pentru că din lucrurile care oamenii din lume nu dau doi bani, eu vreau să lucrez pentru mine și să-mi proslăvești numele așa cum ești. Și oamenii să se mire. Pentru că noi, frații noștri, frații mei și surorile mele, noi nu ne arătăm pe noi cât de mari și de înțelepți suntem noi. Noi suntem aici să aducem slavă lui Dumnezeu. Atât. Noi nu ne dorim altceva decât să fim unelte în mâna Lui. Atât. Cineva care vrea să fie cineva, nu știu, să se ducă la acolo unde caută talente. Frații mei, o să trec mai fugitiv al doilea punct. A doua piedică pe care o întâmpinăm în viețile noastre. Este o relatare în Faptele Apostolilor atunci când Ștefan predica Evanghelia și oamenii au fost porniți așa de tare, au fost porniți spre Ștefan că au hotărât să-l omoare cu pietre. A doua piedică pe care noastră este, știți ce facem noi? Ne uităm la pieri. Și nu mai putem predice. Frații mei, pietrele veneau înspre Ștefan. Dar citiți ce a spus Ștefan. El a spus, văd cerul deschis. El nu s-a uitat la pietre. Și cu siguranță dureau. Atunci când te uiți la pietre, nu poți să vezi cerul, nu poți să vezi pe Dumnezeu în același timp. Stai la biserică cu o mâhnire, cu o supărare și spui, Doamne, sunt supărat și nu vreau. Dragul meu, lasă piatra. Lasă piatra să cadă jos. Și uită-te la Dumnezeu și la frumusețea lui Dumnezeu. Căci pietre vor mai veni. Dar poate cu cerul te vei mai întâlni. Pietre poate vei mai primi. Dar ca Dumnezeu să-ți vorbească în seara aceea, nu o să mai pui da timpul înapoi. Dumnezeu are planuri pentru fiecare dintre noi. Dar vedeți, planurile lui Dumnezeu cad atunci când noi suntem neascultători.
stai pe bancă, ești rănit. Soția mi-a zis cumva, soțul mi-a zis cumva. Și stai aici la biserică, ascuns cuvântul lui Dumnezeu, dar nu te mișcă nimic, pentru că tu te gândești la pietrele care le-ai avut în urmă. Și Doamne, cum mi-a putut face așa ceva? Cum m-a jignit în felul ăsta? Cum? Lăsați pietrele să caie. Și uitați-vă la cer. Căci de acolo așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină. Dacă stai cu pietrele blocat și tot timpul ai pietrele în fața ochilor, nu o să poți vedea pe Dumnezeu. Nu o să poți vedea pe fratele tău care te iubește. Nu poți. Că ai în fața ta numai bolovan, care e aproape să fie. În al treilea rând, gândire, fraților. Așa cum spunea și băiatul acesta din Africa, i-am spus, mai avem aceeași Biblie. Aceeași Biblie o citim și noi, și voi din Africa, și aceeași Biblie o citim. Dar de ce unii o trăiesc într-un fel și alții în altfel? De ce unii au mai multă libertate și alții au mai puțină libertate? De ce? Și am descoperit, frații mei și surorile mele, că dacă mă interesează, dacă vă interesează, la ce spune Dumnezeu nu? Aici vă zic. Că oamenii din jur o să ne zică o grămadă de motive, dar nu ne interesează lor. Eu vreau să fiu conștient și să fiu sigur la ceea ce spune Dumnezeu nu în Biblie. Și pe asta să-mi gândesc viața. Să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și să văd la ceea ce spune Dumnezeu da. Și ar să fie și da-ul meu. Și așa să trăiesc viața. Așa cum am spus la început, suntem influențați în toate domeniile vieții. În toate domeniile vieții și nu exagerez. Dacă am stat de vorbă cu creștini, am crezut că a căzut cerul pe mine. Asemenea idei, nici în lume nu le-am auzit. Dar ei le trăiau aici în biserică și spuneau că sunt ok, nu scrie în Biblie exact negru pe alb, dar sunt ok. Vin la biserică, dar Dumnezeu, pe Dumnezeu îl interesează dacă te interesează cartea asta. Asta îl interesează pe Dumnezeu. Dacă te lași influențat de șeful tău de la serviciu sau de colegii tăi și străiești viața așa cum zic ei și vorbești așa cum vorbesc ei cu prostiile care le vorbesc. Ei trebuie să vadă în noi exemple. Mă, dar tu de ce nu folosești cuvintele care se folosesc aici în Canada? Pentru că, pot să-i răspuns, pentru că Dumnezeu meu o să mă facă să dau socoteală de orice cuvânt e folosit. Așa spune ei. Și eu cred pe Dumnezeu. Asta este o piedică, pentru că noi venim la biserică, așteptăm să înceapă programul și să se termine, dar avem așteptări de la Dumnezeu? Avem așteptări de la Dumnezeu? Așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească? Sau nu mai așteptăm? Dar dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, trebuie să te intereseze Biblia. Pentru că aici, când Dumnezeu spune nu aveți voie să faceți asta, trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Nu aveți voie să faceți asta, trebuie să-L ascult pe Dumnezeu. Aici, când spune da, da. Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul vieții mele. Asta trebuie să fie pentru fiecare dintre noi. Nu oamenii din jur, nu familia mea, chiar dacă toate neamurile mele ar trăi invers. Eu ar trebui să mă las ghidat de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu zic așa pentru că neamurile mele trăiesc așa, nu? A fost un exemplu. Frații mei, într-o casă mare nu se mai vază de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor, stăpânului său. Amin. Frații mei, astăzi poți să iei o decizie. Și poți să iei o decizie. Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vasul la care am fost
S-a adus numai lacrimi. S-a adus numai lacrimi. Dar vreau de astăzi să aduc bucurie. Și pot să mă ajut să fac lucrul acesta primind hotărârea mea pe care o iau. Să încep din nou cu tine. Să încep să mă curățesc. Să încep să renunț la lumea aceasta și la poftele ei și să mă întorc la tine. Este un botez care este aproape. Mai ai ocazia să te întorci la Dumnezeu. Că nu știi. Vreau să vă mai dau un ultim exemplu. Știți cetatea Sodomei și Gomorii. Adică, noi, acum, știi din cuvântul lui Dumnezeu, noi n-am văzut-o niciodată. Dar știm că Dumnezeu a pedepsit-o pentru că în ea era păcat homosexualității. Este păcatul acesta în lume astăzi. Frații mei, peretutindeni, în orice țară auzi, pretutindeni, Dumnezeu va veni să pedepsească lumea cu foc. Așa cum a pedepsit Sodoma și Gomora. Dumnezeu are motiv. Dumnezeu are motiv pentru că este plin pământul acesta de păcatul acesta. Domnul Iisus Hristos este aproape să vină. Domnul Iisus Hristos este aproape să vină și noi n-ar trebui să stăm indiferenți. Spune azi darul lui Dumnezeu. Căci mâine nu se știe. Și astăzi te poți întoarce la Dumnezeu până nu-i prea târziu. Dumnezeu să te ajute și Dumnezeu să mă ajute ca să-mi duc mântuirea până la capăt și să fiu nu un vas de ocară, ci un vas de cinste. Sfințit, folositor, stăpânul meu. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Amin. De unii dintre musafirii care ne vizitează iau cunoștință de la începutul întâlnirii și le spun atunci cu bute cum venit, iar despre alții află cu întârziere și le spun cu întârziere. Seara aceasta, dintr-un bilet, am fost încunoștințat că domnul George Craguia ne vizitează. Ne bucurăm că ne-ați găsit. A trecut ceva vreme de când ați mai fost printre noi, ani buni probabil. Bine ați revenit printre noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu știu când o să mai reveniți, de aceea îmi iau îngăduința în seara aceasta să vă spun un lucru pe care am să vă rog să nu-l uitați. Indiferent ce v-a oferit lumea până în ziua de astăzi, pentru talentul cu care Dumnezeu v-a dăruit, aș vrea să vă spun că Dumnezeu are pentru dumneavoastră ceva mult, mult mai bun decât tot ce va oferi lumea. Ce vă oferă lumea se duce. Ce vă oferă Dumnezeu rămâne. Să nu uitați lucrul acesta niciodată. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că părtășia din seara aceasta a fost una dintre acele părtășii în care, dacă ați avut inima deschisă, Dumnezeu a putut turna în ea o binecuvântare. Spuneam și eu fratelui Emilian, stând aici, pe bancă, am simțit încă de la început așa o bucurie în toți cei care au închinat cântări Domnului în seara aceasta. Am simțit o bucurie, au făcut lucrul acesta cu bucurie. Și îmi doresc tare mult ca bucuria aceasta să meargă crescând. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei ce au contribuit în seara aceasta la împodobirea părtășiei și a actului închinării noastre. Vom încheia această părtășie cu o rugăciune comun. Am să vă invit să vă ridicați în picioare și înainte de a începe să ne rugăm, îngăduiți-mi să amintesc câteva cauze pe care aș vrea să le cuprindem în rugăciunea noastră. Am aflat cu tristețe despre un copilaș de 5 ani care se cheamă Jacob, că va trece miercuri printr-o operație de cataractă. Nu-l cunosc pe copilașul acesta, nu-i cunosc familia, dar aș vrea să rugăm pe Dumnezeu să poarte de grijă pentru copilașul acesta, să-i tămăduiască vederea fizică și să-i dăruiască și vedere duhovnicească. Amin. Apoi aș vrea să-i avem în vedere pe cei care în săptămâna următoare pleacă dintre noi. I-am mai amintit și azi dimineață pe unii, dar aș vrea să-i aducem și în seara aceasta înaintea Domnului. Fratele Petre pleacă spre Oradea.
Mama pleacă spre Arad, iar fratele Liviu împreună cu sora Claudia vor pleca, dacă bine am înțeles, spre Anglia. Dacă mai sunt și alții care vor pleca în călătorii, zic Dumnezeu să-i ocrutească pe toți. Amin. Indiferent cu ce mijloc de transport vor călători, Dumnezeu să-i însoțească. Apoi, aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, în această rugăciune comună, pentru alegerile care vor fi mâine aici, alegerile locale. Am vrea ca, în funcție de răspundere, să fie aleși oameni care mai au cât de cât teamă de Dumnezeu, respect pentru adevăr și care nu sunt interesați numai de putere și de autoritate lumească. Dumnezeu să binecuvânteze cetatea aceasta cu oameni care încă mai au teamă de El. Totodată aș vrea să ne rugăm și pentru referendumul care a fost organizat pentru weekendul viitor, va avea loc în România, precum și peste hotare, peste tot sunt amenajate locuri în care se poate vota. Îndemnăm pe frați să se ducă acolo, pentru că sunt lucruri foarte importante, lucruri care sunt luate în discuție. Și aș vrea să ne și rugăm pentru lucrul acesta, pentru ca Dumnezeu să curme odată stricăciunea din lumea aceasta. Nu se poate merge prea departe în felul în care propun împuterniciții vremii. Dumnezeu este la cârma vremurilor și a istoriei. El să controleze toate lucrurile. Amin. Ne rugăm pentru toate acestea împreună înaintea Domnului.